Adolescentul în vârstă de 17 ani, care a ajuns în stare gravă la Spitalul de Copii din Iași după ce a slăbit brusc 50 de kilograme, se află în stare stabilă. Acesta a ajuns pe mâinile medicilor săptămâna trecută, după ce a început să se simtă rău. Potrivit medicilor, băiatul ar fi reușit să slăbească în 10 luni în jur de 50 de kilograme, cu ajutorul unor pastile de slăbit achiziționate de pe internet. Întreg procesul i-a afectat grav mușchiul inimii și celelalte organe. În momentul de față, pacientul este internat în clinica de cardiologie pediatrică prin transfer din clinica de anestezie și terapie intensivă, unde a fost sub terapie de specialitate 48 de ore. În acest moment, starea generală este relativ bună, are frecvență cardiacă și tensiune arterială în limite normale, are apetit prezent. Au fost făcute investigații și în această clinică, electrocardiogramă, ecocardiografie, și va fi transferat ulterior pacientul în clinica de nutriție și de metabolism.